Zisa Ava Isaia. Bogatul cel cu minte bună își ascunde comoara sa în lăuntrul cămării sale, pentru că dacă această comoară este arătată, poate fi jefuită sau de alți bogați pismuită. Tot așa și creștinul cel smerit și îmbunătățit își tăinuiește faptele sale ca și bogatul comoara sa și nu-și face voile sale, ci în tot ceasul se defaimă pe sine și se deprinde la cugetarea cea tăinuită, adică la gândul cel nerostit care rămâne în taina inimii. După cum este scris, înfierbântatu-s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Ascultați scriptura care zice, Dumnezeul nostru este foc mistuitor, că precum focul topește ceara și usucă tina spurcatelor necurății, așa și cugetarea cea ascunsă usucă gândurile cele spurcate și vestejește patimile cele sufletești, luminează mintea, limpezește gândul și bucură inima. Cugetarea cea tăinuită rănește pe dragi și gonește gândurile cele rele, pentru că, luminat fiind, omul cel din lăuntru se întărește de către îngeri și se slăvește de oameni. Cugetarea cea tăinuită și citirea este casa sufletului nefurată de nimeni și stâlp neclintit, adăpostire lină și netulburată și păzește sufletul în pace. Mult se tulbură și se ceartă dracii când se înarmează creștinul cu tăinuita cugetare și învățătura din rugăciunea minții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Cugetarea cea ascunsă usucă desfrânarea, îmblânzește mânia, gonește iuțimea, ridică și scoate amărăciunea, leapădă nepregătirea, strică mâhnirea și trândăvirea. Cugetarea cea ascunsă luminează mintea cea stăpânitoare și gonește lenevirea. Cugetarea cea ascunsă naște umilința și sălășluiește frica lui Dumnezeu și aduce lacrimi. Cugetarea cea ascunsă se face mijlocitoare creștinului de curăția cea neamăgită, de primejdea cea smerită, de rugăciunea cea netulburată. Rugăciunea ascunsă izgonește gândurile cele spurcate și bate pe draci și curățește trupul. Cugetarea cea ascunsă învață la îndelunga răbdare, este părtașă înfrânării și arată ghiena. Cugetarea cea ascunsă păzește mintea de gânduri deșarte și o face a se gândi la moarte. Cugetarea din rugăciunea cea ascunsă de tot lucrul bun este plină și de toată fapta bună este împodobită și de la tot lucrul spurcat este depărtată. Și fiecare o poate avea.